Emetrix-ul este un dispozitiv de radiofrecvență fracțională subablativă ce a primit aprobarea Comunității Europene și a FDA-ului pentru a fi utilizat în proceduri dermatologice ce presupun ablație și rejuvenare cutanată. Ca indicații, indicațiile sunt destul de numeroase. Ele merg de la cicatrici postacneice în diverse stadii de evoluție și până la cicatrici postoperatorii. Răspund foarte bine la Emetrix, de asemenea și vergeturile, știut fiind faptul că vergeturile au fost și sunt în continuare o provocare terapeutică. Aparatul oferă o alternativă bună de tratament și este eficient atât pe vergeturile proaspete, eritematoase, cât și pe cele mature SIDFI. În plus de asta, el este gândit ca un aparat de rejuvenare cutanată și, prin urmare, are un efect foarte bun asupra pielii îmbătrânite, asupra pielii laxe, însoțite de tulburări de textură, de pigmentare, discromii, cum sunt așa numitele pete de bătrânețe pe care le vedem pe pielea vârstnicilor. Ceea ce îl recomandă ca un aparat de rejuvenare și resurfacing cutanat, îi spunem noi. Segmentul de vârstă căruia îi se adresează este până în 55 de ani, cunoscut fiind faptul că după această vârstă și resursele și capacitatea organismului de sinteză de noi fibre de colagen și elastină sunt mult limitate. În primul rând, Emetrix-ul este un aparat ce presupune o tehnologie non-invazivă, cu rezultate rapide, vizibile extrem de repede după procedură și persistente pe termen lung. Un avantaj al aparatului ar fi acela că poate fi efectuat în orice anotimp, pentru că el folosește radiofrecvența fracționată și nu fascicul laser și, prin urmare, nu creează sensibilitatea pielii la soare și poate fi efectuat în orice anotimp, inclusiv în anotimpul însorit, fără a ne teme de hiperpigmentările asociate procedurilor laser efectuate vara. În plus de asta, este un aparat care poate performa tratamente pe orice fototip cutanat, inclusiv pe fototipurile cutanate închise. Vorbim aici de persoanele cu pielea închisă la culoare creolă, care se știe că sunt pacienți cu risc pentru procedurile care presupun laser, pentru că în urma acestor proceduri există posibilitatea să apară tulburări de pigmentare, de genul hipo- sau hiperpigmentărilor și chiar a cicatricilor. Ca să înțelegem puțin avantajele aparatului, ar trebui să-l comparăm cu alte alternative terapeutice pe care le au acești pacienți. Și să luăm un exemplu, cicatricile de acne. În general, se știe că acnea cicatricială este o afecțiune cu un impact major asupra vieții socioprofesionale a individului. Și, în general, pacienții mei cu cicatrici de acne care intră în cabinet sunt pacienți care au mai încercat cel puțin o procedură terapeutică. Și ce alternative au mai încercat ei? Hai să zicem, cea mai simplă și mai puțin costisitoare alternativă terapeutică ar fi peelingurile. Și vorbim aici de peelingul mediu. Peelingul mediu este o arsură controlată a pielii, după care urmează un interval de recuperare care poate să meargă până la 2-3 săptămâni. Deci pacienții aceștia au o descoamare vizibilă care poate să-i țină chiar 3 săptămâni după procedură. Ca să fie o procedură eficientă, trebuie să fie serii numeroase de peelinguri ca să vedem rezultate bune pe cicatricile deja instalate de acne. O altă variantă mai costisitoare de data aceasta o reprezintă laserul fracționat, care merge pe același principiu al energiei fracționate, însă folosește un fascicul laser. Folosește un principiu de fototermoliză selectivă fracționată și nu un principiu de radiofrecvență, cum este cazul Emetrix-ului. Laserul vine și el cu lucruri bune, dar și cu, să zicem, restricții și efecte adverse. Procedura laser este o procedură care nu poate fi făcută decât în anotimpul rece, pentru că vara sau primăvara târziu, când este soare afară, există risc major de fotosensibilitate și de hiperpigmentări. De asemenea, este o procedură care trebuie efectuată cu precauții extreme în cazul fototipurilor închise, pentru că acestea nu sunt candidați buni pentru laser. De aceea eu consider că Emetrix-ul aduce o variantă bună pentru segmentul acesta de fototip cutanat închis și are marele avantaj că poate fi efectuată indiferent de anotimp. În plus de asta, este o procedură care presupune energie fracționată și după această ședință de Emetrix, timpul de recuperare este redus. Poate să meargă sub o săptămână după o ședință, lucru care nu este valabil în cazul ședințelor de laser fracționat, unde recuperarea pacientului poate să meargă chiar până la o lună. Și după aceasta, pielea rămâne sensibilă, eritematoasă și necesită fotoprotecție un timp mai îndelungat.
În cazul pacienților cu cicatrici de acne, se remarcă, în primul rând, estomparea aspectului cicatricilor și după aceea o modificare de textura pielii. Scade diametrul glandei sebacee și, prin urmare, scade și seboreea, aspectul acela gras, lucios al pielii, și pielea devine mai netedă, mai uniformă, mai luminoasă. În plus de asta, diminuă și eritemul. Cicatricile postacneice adeseori sunt roșii, eritematoase, și scade aspectul eritematos al cicatricilor, ceea ce le face să se amestece mult mai bine în țesutul din jur și să arate mai estetic. Iar un alt aspect extrem de important care l-am remarcat la Imetrix este efectul benefic care apare asupra vergeturilor. Și anume aici, pacientele remarcă, pe lângă scăderea diametrului și adâncimii vergeturilor, și un alt efect secund favorabil, și anume un îmbunătățirea tonusului și a laxității cutanate, și anume proaspetele mămici care vin cu vergeturi și după ce au mai slăbit în greutate, remarcă pe lângă aspectul îmbunătățit al vergeturilor și un efect de lifting cutanat pe zona pe care am lucrat, care eu zic că e un efect îmbucurător.